Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Cazul Șova, justiția și politicul vor fi în această seară pe agenda publică. În studioul Informația TV, alături de mine, se află domnul Vasile Fernea, PSD, domnul profesor Mihail Fodor, care și de această dată va reprezenta societatea civilă, și domnul Eugen Covaci, primar UDMR Carei. Bună seara și bine ați venit! Bună seara. Bună seara. Da, domnilor, vă propun să începem cu celebrul, de acum spun eu, caz Șova. De peste două luni, Comisia Juridică a Senatului n-a reușit să dea un verdict în acest caz. PSD și PNL au câte 5 membri în Comisia Juridică, așadar votul decisiv aparține UDMR-ului prin domnul senator Potochiciovo. La săptămâna trecută, la ședința din comisie, senatorul UDMR Potochiciovo a ieșit înainte de vot, a părăsit sala. Astăzi n-a fost prezent. Domnule primar Covaci, există o înțelegere între UDMR și PSD pe cazul Șova? Sunt convins că nu există și nu votul senatorului Potochi contează în acea comisie. Nu are importanță cum votează comisia, este important cum se votează în plen. În plen, cum mi-ați spus dumneavoastră înainte de emisiune, n-a trecut. Adică Senatul n-a aprobat cererea DNA de a fi arestat, dar acest vot n-are nimic cu ancheta care poate să continue fără să fie arestat senatorul Șova. Da, așa este, domnule primar, n-a trecut votul. Unii spun că din nou Senatul face scut în jurul lui Dan Șova, senator PSD. Domnule Fernea. Bună seara tuturor telespectatorilor postului dumneavoastră. Eu cred că, în sfârșit, s-a încheiat acest circ care ține de două luni. Nu știu dacă poporul român avea nevoie de așa ceva sau nu. După părerea mea, atâta vreme cât Constituția României prevede această imunitate și prevede și cum se aplică și de către cine se aplică și în ce împrejurări, de ce să nu dăm noi credit celor care aveau drept să facă acest lucru? De ce trebuie să toate cazurile să fie neapărat dat votul care îl cere DNA-ul? Pentru că atunci n-am mai avea nevoie de o prevedere constituțională. Dacă se va modifica Constituția și se va scoate această prevedere, se va scoate. Dar atâta vreme cât ea există, conducerea Senatului, biroul permanent, plenul, au dreptul să hotărască. Și hotărârea poate fi pro sau contra. Dar asta nu înseamnă, și asta cred că n-au înțeles foarte mulți, că urmărirea penală în cazul Șova nu se poate continua. Se poate continua. Cu sau fără aprobarea Senatului, cu sau fără ridicarea imunității, se poate continua și Șova poate să fie trimis în judecată și în această seară. N-au înțeles, domnule Fernea, sau încearcă să pară că n-au înțeles? Încearcă să inducă în eroare opinia publică. Acum, arestarea preventivă este o măsură de excepție. Și se ia în anumite cazuri și în anumite împrejurări. Nu cred că în cazul Șova se îndeplineau acele condiții. Adică nu cred că el prezenta pericol pentru opinia publică, nu prezenta pericol pentru distrugerea probelor, pentru că erau ridicate probele, nu prezenta pericol să dispară din țară. Și atunci, de ce trebuia neapărat măsura arestării? De ce spectacolul... Pentru că procurorii spun că domnul Șova ar fi distrus unele probe. De aceea cer procurorii arestarea lui Dan Șova. Aici este vina procurorilor. Dacă el a apucat să distrugă anumite probe, acele probe oricum nu pot fi reconstituite. Și este vina procurorilor că n-au descoperit aceste fapte la timpul potrivit și n-au antrenat răspunderea penală la timpul potrivit. Pentru că uitați-vă dumneavoastră ce se întâmplă. Sunt atâtea cazuri vechi care s-au pus pe tapet cam de când a fost aleasă noua conducere a României din decembrie anul trecut.
Întrebarea pentru mine, ca om care am lucrat 34 de ani și m-am ocupat de așa ceva, unde au fost organele statului, aceste multe organe ale statului, care oarecând nu existau? Unde au fost cele 7 servicii de informații care le-a avut țara asta, ca să fie posibil ca aceste fapte să nu fie prevenite? Ca aceasta ar fi prima sarcină a acestor organe, să prevină asemenea fapte, iar dacă totuși cele s-au comis, să le descopere la timp. Da, domnule Fernea, să știți că și eu i-am întrebat pe invitații noștri unde au fost până acum serviciile secrete, cele 7 servicii secrete de care vorbiți dumneavoastră, de unde au fost procurorii și organele de anchetă, de ce doar acum, nimeni n-a știut să răspundă la această întrebare. Da, domnule profesor, într-un fel, domnul Fernea are dreptate. Dacă Dan Șova a vrut să distrugă probe, le-a distrus până acum. Pe 25 martie ne amintim că în Senat s-a dat un vot pentru, sau s-a cerut, atunci au cerut procurorii DNA încuvințarea, aviz pentru încuvințarea arestului preventiv al lui Dan Șova. Atunci 79 de senatori au votat pentru încuvințarea reținerii și arestării domnului Șova, iar 67 au fost împotrivă. Astăzi PNL a cerut interpretarea acelui vot. PSD s-a opus, astfel că s-a trecut la vot. În urma votului, 72 de senatori au votat împotriva încuvințării arestului preventiv și 66 au votat pentru, au fost prezenți 167 de senatori, voturi exprimate 140, două au fost anulate. Ceea ce a spus aici adenar domnul Fernea acum că acest caz este un circ, mă trimite la evaluarea premierului care a vorbit și el într-un spațiu public de o circotecă. Acum, în paranteză, fie spus, ceea ce își poate permite domnul Fernea, nu își poate permite domnul Ponta, datorită poziției pe care o are. Chestiunea este destul de complicată și complexă. În primul rând, este evident că avem de-a face în spațiul nostru mioritic de un abuz al instituției imunității. Instituția imunității a fost creată după model democratic și european pentru a proteja pe aleșii neamului de eventuale acte represive în speță ale executivului, ale celor pe care poate să-i afecteze prin demersul lor legislativ. Ori de aici până a aplica principiul imunității pentru delicte de drept comun este o cale lungă. O cale lungă în care ar trebui să intre în vigoare și normele nu neapărat legale, ci etico-morale și cutumiare. Că n-a fost arestat celebrul Dan Șova, zic în ghilimele, nu este într-adevăr mare lucru. Cercetarea penală își poate continua mersul său firesc. Cred și eu că este vorba de un fel de încercare a puterii între instituțiile care astăzi performează în acest domeniu al punițiunii, printre care DNA și așa mai departe, și majoritatea parlamentară care e iarăși evident face scut în jurul lui Dan Șova. Motivele sunt nu foarte limpezi, dar ușor de bănuit. De ce zic că face scut? Pentru că în cazul altor personaje, inclusiv din majoritatea parlamentară, acest scut n-a existat. Dan Șova fiind un om mai influent și având relații sus la stăpânire, probabil că a beneficiat de un regim mai privilegiat. E adevărat că cercetarea penală și procesul judiciar poate să continue, dar în cazul altora, după cum știm foarte bine, el a fost stopat.
E cazul lui Vosganian și al lui Borbeilașul. Așa este, și cu toate acestea atunci n-am avut atâta gălăgie în spațiul public din partea oamenilor politici. Astăzi Cătălin Predoiu ne spune că Senatul lucrează pentru Dan Șova, dar a uitat domnul Predoiu să ne spună pentru cine a lucrat Senatul atunci când s-a pus piedică justiției în cazul domnului Varujan Vosganian. Acolo, într-adevăr, cercetările nu pot continua. În orice caz, ipocrizia politicienilor este maximă, să știe. Întotdeauna ei sunt pentru unii mumă, pentru alții ciumă, și acesta este poate și cazul lui Predoiu în raport cu situația evocată. În orice caz, este scandalos. Este scandalos și de neacceptat regimul privilegiat pe care legiuitorii și l-au creat sau pe care încearcă să-l aplice în disprețul opiniei publice și a oricăror norme etico-morale. Dan Șova, cazul Dan Șova este într-adevăr un scandal, însă nu un scandal în favoarea lui. Și e păcat că PSD-ul nu realizează pierderile de imagine pe care acest caz îi le produce. Da, domnule primar, de ce îl vor procurorii pe Dan Șova după gratii? De ce nu continuă cercetările cu Dan Șova în libertate? Se știe foarte clar că Dan Șova a fost asociat cu premierul României și prin Șova se încearcă să-l prindă, între ghilimele, pe Ponta. Și am curajul să spun că sunt două echipe, și la DNA și la alții. Unii pro-PSD, alții pro-PNL. Și prinde care pe cine apucă. Dar există, nu-i în regulă. Există totuși un conducător acolo. El cum e? Cine? Laura Codruța Kövesi și cum e? De care? Penalistă? Nu știu. PSD-ist? Nu știu, dar să nu credem noi că un șef poate stăpâni aceste servicii și aceste instituții chiar așa. Se vede cu ochii, adică cine pricepe un pic, existența acestor tabere. Da, domnule Fernea, îl vor procurorii pe Șova după gratii pentru ca apoi să facă presiunea asupra lui și să ajungă la premier în acest fel. Speră procurorii că, așa cum sugerează domnul primar, că în acest fel ar afla informații despre premier, despre Victor Ponta? Orice este posibil. Și bineînțeles că pe toți ne duce gândul spre o asemenea formulare. Dar eu, credeți-mă, că nu pot să fiu de acord cu asemenea metode de lucru. Nu pot să fiu de acord. O fi Șova cum o fi el. Eu n-am absolut nimic cu Șova, n-am discutat în viața mea cu el. Nici n-am avut niciun gen de relație cu el. Și este firesc și normal să răspundă penal dacă a comis niște fapte. Dar nici nu pot să fiu de acord atâta vreme cât sunt niște prevederi legale. Ca dacă DNA-ul zice ceva, aia trebuie să se aplice. Nu contează prevederi legale. Ce zice DNA-ul? Un procuror de acolo, aia trebuie să fie sfânt. Dar nu se poate. În ce lume trăim? În ce lume trăim? Și așa puterea care o au procurorii la ora actuală este imensă. Este imensă. Oricine sunt procurorii? Oameni care tot prin Constituția țării au sarcină de a supraveghea urmărirea penală și de a efectua urmărirea penală în cauze speciale, care le sunt date tot prin lege în competență specială lor. Dar legea pe care ei trebuie să o aplice spune foarte clar. Trebuie aplicate probe și pro și contra inculpat, celui cercetat. Deci ei sunt obligați să administreze probe și în favoarea lui, dacă sunt asemenea probe. Ori așa ceva nu se face. Și atunci, de ce nu au rămas procurorii pe același... Ei sunt avocații statului. De ce nu au rămas pe același plan cu avocații
părților vătămate. Au fost vreodată procurorii pe același plan cu avocații, domnule Fernea? Vreau să vă reamintesc că a fost o perioadă în care procurorii aveau posibilitatea să aresteze persoanele. Acum nu mai au această posibilitate. Măsura arestului se ia de către judecătorul de drepturi și libertăți. Măsura arestării? Da. Dar au dreptul să rețină. 24 de ore. Au dreptul să rețină. Nu este nicio problemă că au dreptul să rețină. Că au avut dreptul să rețină, am avut și noi dreptul. Poliția, miliția pe vremuri. Inclusiv poliția după 89, 24 de ore. În Ungaria și acum, 48 de ore, poliția poate reține. Dar, și repet, este extrem de grav ca un om să-l ții fie și 5 minute în arest. Acele 5 minute niciodată nu se mai pot șterge din viața acelui om. Va fi marcat de acele 5 minute cât va trăi el. Ori, atâta vreme cât există, legea prevede posibilitatea cercetării în stare de libertate, trimiterea în judecată, judecarea și condamnarea lui și în funcție de acea condamnare, executarea pedepsei. De ce dorim noi neapărat circul ăsta zilnic cu cătușe, cu spectacol, cu nu știu ce? Facem bine acestei țări? Eu spun că nu. Asta e părerea mea. Nu facem bine acestei țări. Ce da, rămâne de văzut. Opinia publică mondială despre România. Bă, ce țară e asta, domnule? Rămâne de văzut dacă facem bine sau nu. Domnule primar, urmând aceeași logică, am putea spune că și Elena Udrea a fost trimisă după gratii în arest pentru ca apoi să se ajungă la Traian Băsescu, la președintele Traian Băsescu? Sperau procurorii să smulgă declarații de la Elena Udrea legate de fostul președinte? Da, și a demonstrat că e mai bărbat ca și alții, doamna. N-au reușit să smulgă de la ea. Și nici nu vor reuși. Mai sunt oameni care nu se sperie nici în arest. Dar și eu susțin că domnul Fernea se exagerează, se abuzează cu arestarea cu orice preț și avem și exemplul acelei femei care a stat, nu știu, 6 luni. 6 luni în arest. Vom ajunge și la cazul doamnei Rarinca. Doamna Rarinca după aceea să constate un complet de judecător că practic este nevinovată. Este incredibil să se întâmple așa ceva. Da, este incredibil să se întâmple așa ceva. Revenind la întâmplările din aceste zile sau la arestul, dorința procurorilor de a-l vedea pe Dan Șova după gratii, la arestul preventiv al doamnei Udrea, domnule profesor, Traian Băsescu spunea că în Parlament se lucrează politic, în același Parlament al României, pentru doamna Udrea s-au făcut 3 cereri de arestare în 2 ore, au venit săracii și duminica, iar cu Șova nu reușesc. Ce înseamnă asta, se întreabă fostul președinte Traian Băsescu. Da, și a printre, fost o declarație de astăzi. Printre rânduri și răspunde. Da. Și întrebarea aceasta pe care a spus-o colegilor de platou, sau mă rog, afirmația care s-a făcut cum că prin intermediul lui prin intermediul personajului despre care vorbim, al lui Șova, să încearcă să se ajungă la Ponta, poate fi și, poate să aibă și o reciprocă. Oare Victor Ponta și PSD-ul nu? Tocmai din acest motiv încearcă să mușamalizeze cazul. Adică, ținând cont de colaborările anterioare pe care le-au avut cei doi, nu cumva se tem că Dan Șova ar putea să facă niște dezvăluiri potențial compromițătoare despre primul ministru. Ceea ce a spus, eu sunt de acord că se face abuz de arestări. Fiindcă și acest abuz de arestări poate să fie și un fel de sindrom de arătare a puterii, a mușchilor. Dar, pe de altă parte, opera pe care a pus-o în practică DNA-ul sub aspectele sale majore și demne de reținut este salutară. De dragul imaginii României nu putem să măturăm
gunoiul sub Preș. Au fost cazuri inclusiv în țări europene de mare tradiție democratică care pot să fie, putem să constatăm că au similitudini cu ceea ce se petrece la noi aici. Era campania antimafia din Italia, anumite acțiuni ale justiției din Germania și așa mai departe. Ceea ce a spus Traian Băsescu în legătură cu paralela dintre cele două cazuri este perfect îndreptățit. Nu văd ce s-ar putea contesta. Într-adevăr, de vreo 3 sau 4 ori s-a votat cu mult entuziasm și unitate arestarea doamnei Udrea, fără a ține cont că și ea putea fi cercetată în stare de libertate. Și nu același lucru s-a petrecut cu anumiți potentați ai grupului majoritar de la putere. Sigur că ar trebui să se lucreze cu o măsură cât de cât unitară. Și ar trebui evitate arestările sau limitate la cazurile în care ele necesitatea chiar o reclamă. Dar, mă rog, sunt poate erori de parcurs ale unei justiții care încearcă să se regăsească, să-și regăsească cadența, pentru că trebuie să ne amintim, într-o vreme justiția era sub papucul politicului. Să ne aducem aminte de Rodica Stănoiu și discuțiile despre cine și cine să fie și cine să nu fie inculpat. Da, domnule primar, de ce s-au grăbit parlamentarii noștri să aprobe pe bandă cererile venite în cazul doamnei Udrea și au tărăgănat atât de mult soluția în cazul domnului Șova? Să nu uităm nici de Vozganean, deci nu-i vorba numai de putere și opoziție. Da, și de Vozganean și de Borbe și exact. Sunt mai mulți. În care a fost stopat tot procesul penal, ceea ce e foarte grav. Doamna Udrea, dacă formulez așa mai fin, nu este simpatizată în Parlamentul României, scurt. Și la Antena 3. Asta nu mai vreau să adaug. Deci, și parlamentarii sunt oameni și nu judecă pe fiecare neapărat că e opoziție sau de la putere. Dar pe Vozganean l-au scăpat, dar nici prin cap nu le-a trecut să o scape pe doamna Udrea. Prea multe ranchiuni purtau deja sau poartă majoritatea parlamentară pentru Băsescu, respect, să nu uităm nici pe liberal din această echipă, că au fost USL, au tot felul de combinații. Și aici e vorba și de oameni. Și dacă vine vorba de Borbei. Borbei a vrut să-l ancheteze pentru că cineva parcă i-a dat 50.000 de euro undeva în satul mare, dar nu lui, la nu știu cine. Povești. Domnule primar, nu faceți referire, nu faceți trimitere doar la a doua cerere a procurorilor DNA. Haideți să ne amintim de prima cerere a procurorilor DNA, dacă tot doriți să discutăm. Nimic n-a venit de în cazul plus. Borbei. Atunci procurorii au cerut aviz pentru arestarea domnului Borbei. Exact. Coinculpații din acel dosar au fost trimiși în judecată, procesul este pe rol. La tribunalul Satu Mare, domnul Borbei a scăpat. Domnul Borbei nu este cercetat. Domnul Borbei n-a putut fi trimis în judecată pentru că s-a făcut scut în jurul dânsului. Nu putem spune același lucru că s-a întâmplat și în cazul domnului Șova, pentru că aici cercetările pot continua, domnul Șova poate fi trimis în judecată. Eu aștept verdictul tribunalului în cazul acestora trimis în judecată. Foarte curios sunt cum se va termina. Pentru că eu am convingerea că Borbei nu este implicat. Probabil că sunt subiectiv. Dacă îmi permite o mică intervenție. Sau probabil delictul în cazul lui Borbei e minor totuși față de milioanele care intră în joc în alte cazuri. Da, domnule Fernand. O mică intervenție. O renovare acolo. Eu am mai spus de la acest pupitru și repet. Nici prin gând nu-mi trece ca să nu răspundă în fața legii, toți cei care au încălcat legea.
trebuie să răspundă. Așa este corect și normal. Și numai așa se poate combate fenomenul infracțional și în speță corupția, care știm ce înseamnă pentru țară. Dar, repet, măsura arestării preventive este o măsură de excepție. Dacă domnul într-un Fene, final acest justiția... Nu l-ați spus atunci când s-a pus problema în cazul doamnei Udrea. Nimeni de la PSD n-a făcut această afirmație atunci în cazul doamnei Udrea. Adică nu e corect o persoană să fie trimisă după gratii doar pentru că nu le place unora fața respectivului sau respectivei și altul să fie protejat. Sunt de acord cu ceea ce spuneți. Dar fiecare speță și are specificul ei. Și am spus, arestarea preventivă se impune în anumite împrejurări. Parlamentarii nu sunt chemați să cântărească probele. Parlamentarii votează sau nu? Adică nu îmi spuneți noastră că ei sunt juriști și, sau judecători și condamnă sau... Nu. Cred că m-ați înțeles greșit. Deci fiecare caz în parte, indiferent că îl privește o persoană oarecare, un om de afaceri sau un politician, fiecare speță își are datele ei, absolut specifice. Chiar că e vorba de trafic de influență în toate trei cazurile, sunt împrejurări specifice. Și atunci, acele împrejurări trebuie analizate și stabilit. Trebuie luată măsura arestării sau nu trebuie luată măsura arestării? Pentru că, încă o dată spun, 5 minute dacă ții o persoană în arest și acest se dovedește în momentul în care vin judecătorii și judecă și spun, îl achită. Cum plătește acele 5 minute? Pentru că acea traumă asupra acelui om care a stat 5 minute în arest, nu vorbesc de săptămâni, luni și nu știu ce, asta cum se recuperează? Eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Fernea, care a fost argumentul care, din punctul dumneavoastră de vedere, a stat la baza deciziei luate de deputați în cazul doamnei Udrea? De ce acolo s-au încuvințat pe bandă solicitările procurorilor de arestare? Dumneavoastră îmi puneți o întrebare la care eu nu pot să vă dau răspunsul pe care probabil îl așteptați dumneavoastră și s-ar putea să și unii dintre cei care se uită la noi. Poate că așteaptă un asemenea răspuns. Atâta vreme cât eu nu am acces la un dosar și n-am nicio pârghie ca să știu exact ce e în dosarul ăla, nu mă pot pronunța. Până am avut posibilitatea să mă pronunț, eu nu am permis introducerea în arest a niciunei persoane până n-am citit eu dosarul. Și m-am convins că sunt întrunite împrejurările pentru a semna nota de introducere în arest. Și eu rămân la această chestiune, pentru că paguba morală, daunele morale asupra persoanei care este arestată nelegal sunt imense și niciodată nu mai pot fi recuperate. Da, pentru că doar oamenii că, din păcate, să îmbolnăvesc familia, nimeni nu ține seama de asta. Nu, ne trebuie să avem circ. Eu încă o dată spun, cei care trebuie arestați pentru că probele din dosar sunt de o asemenea manieră și pericolul pe care îl prezintă, să fie arestați, fără discuție. Deci nu cumva să credeți că eu spun că sunt împotriva... Doar că din punctul meu de vedere acest lucru, și nu doar din punctul meu de vedere, acest lucru trebuie să-l stabilească judecătorul de drepturi și libertăți, nici de cum, nici Senatul, nici Parlamentul României nu trebuie să decidă acest lucru. Apoi problema este că dumneavoastră sau politicienii se gândesc la aceste daune suferite de cei care ajung în arest doar acum, după ce au ajuns unii dintre ei în arest înainte, când omul simplu ajungea în arest ca apoi să se dovedească că este nevinovat, nu își punea nimeni această problemă. Nu se întreba nimeni ce daune a suferit X sau Y care a ajuns pe nedrept în arest. Nu se întreba nimeni ce a suferit familia lăsată acasă de acea persoană. Doar acum este o problemă pentru că ajung politicienii și... Doamna Stela, revin la ce am spus chiar la început. Există o prevedere constituțională în sensul care reglementează această imunitate? Există. Cine are drept să uzeze de această prevedere legală? Cine?
Domnule Fernea, Senatul, da? Dumneavoastră aveți pe undeva dreptate, dar vreau să vă reamintesc că în decembrie, după ce Klaus Iohannis a ajuns la Cotroceni, toată lumea, toate partidele, toți liderii politici ne spuneau că vor încuvința de acum înainte solicitările venite din partea procurorilor. Ei, cam repede s-au prima uitat de această promisiune. Prima măsură care trebuia luată, dacă tot doream o asemenea treabă, era să modificăm Constituția. Păi nu se grăbește nimeni da, să atâta, modifice Constituția. Atâta vreme cât există niște prevederi legale, de ce dăm noi credit numai DNA-ului? Nu se deci pune ce problema spune DNA-ul? Că... aia trebuie făcut. Dar da, Senatul, care are drept prin lege să uziteze de chestiunea imunității, nouă, de ce nu? Domnule Fernea, eu înțeleg că sunt nu le-a ținut nimeni pistolul la tâmplă liderilor politici în decembrie anul trecut să spună că vor încuvința de acum înainte și pe urma să nu se țină de cuvânt. Da. Problema este în acest caz și în altele similare că Parlamentul abuzează de această instituție a imunității. Pentru că ea n-ar trebui să intre în exercițiu doar dacă există indicii temeinice cum că respectivul care este propus pentru reținere, arestare preventivă este victima unei răzbunări politice sau unui act de intimidare politic. Nu pentru delicte de drept comun, pe care numai judecătorul poate să le evalueze. Parlamentul, chiar dacă are în componența sa juriști, nu este chemat să se substituie unei puteri, unei alte puteri în stat, puterii judiciare. Da, domnule profesor. Ei trebuie să constate doar că respectivul este un potențial, o potențială victimă a unei răzbunări politice sau a unei modalități de intimidare, de persecuție. Domnule profesor, dacă domnul treabă. Primar Covaci are dreptate și procurorii și-au dorit să-i vadă pe Elena Udrea și pe Dan Șova după gratii doar pentru ca apoi să ajungă la Traian Băsescu și Victor Ponta, au făcut bine senatorii și deputații că au încuvințat sau nu... N-au făcut bine. Că au dat aviz sau nu pentru arestare? N-au făcut bine. Acestea sunt doar supoziții. Supoziții pe care, din nou, doar justiția este în măsură să le certifice sau să le infirme. Este un privilegiu, un privilegiu care contravine prevederii constituționale în care se spune că toți sunt egali. Domnule profesor, domnul primar spunea că Parlamentul României este alcătuit din oameni. Și oamenii mai dau câteodată aviz în funcție de preferințe, în funcție de le place sau nu simpatii, le place sau nu fața cuiva. Justiția nu tot din oameni este alcătuită? Da. Parlamentul este alcătuit din oameni, dar din păcate nu de... din mulți dintre aceia care compun Parlamentul nu sunt oameni de condiția intelectuală, etică și morală pe care ar trebui să o aibă. Judecătorii sunt prin forța lucrurilor desemnați să împartă dreptatea. Sigur că vor fi existând și acolo abuzuri și rebuturi, și... dar nu avem altă soluție. Este împărțirea clasică a puterilor în stat. O putere nu poate să facă ordine o gradă altei puteri. Că atunci, într-adevăr, ne îndreptăm către un soi de dictatură. Da, domnul primar, văd că nu este de acord cu dumneavoastră, domnule profesor. Nu neapărat că nu sunt de acord, dar departe de mine gândul să apăr parlamentarii, dar am ajuns într-o situație încât parlamentarii României și Parlamentul ca și instituție este cea mai hulită și cel mai puțin apreciată instituție, care ar trebui să fie garantul democrației. Fraților, ăștia îi avem, noi i-am ales. Fiecare popor are liderii care îi merită. Noi numai pe ăștia avem. De ce credeți dumneavoastră că noi sau procurorii sau magistrații sunt mai buni decât parlamentarii?
Nu îi ocorim atâta pentru că la un moment dat chiar credem că toată lumea e hoț și prăpădit acolo. Eu sunt convins că sunt și majoritatea sunt oameni serioși și cunosc personal. Există o presiune și pe DNA și pe Parlament. Toți vânăm acum care e mai mare hoț și care e mai mare nu știu ce. Dar ați auzit că s-au recuperat din hoțile astea mari sume interesante sau ceva. Vânăm chelnerii și femeile de la piață, că nu știu ce eschibiții fac și înșală fiscul. Dar nu suntem în stare... Dan Voiculescu nu e un... Dan Voiculescu e un caz care, după părerea mea, s-a lucrat pe el 5 ani până am reușit să strângem cumva lațul la gâtul lui și au lucrat 1000 de agenți până l-au prins. Și s-a recuperat prejudiciul. Și s-a recuperat câte ceva, da, da, se recuperează de... câte ceva. Domn profesor, câte sunt mărunțișuri în ochii mei față de cât se discută de sute de milioane, de miliarde. Și purtăm oamenii la DNA, DNA-ul deja, eu nu mi-e milă de ei, dar îi și înțeleg, ei trebuie să producă și să aresteze și dacă n-a arestat cel puțin un parlamentar ăla nu mai e lucrător bun la DNA. Deci, pe cuvântul meu, parcă am înnebunit. La noi nimeni nu-i bun. Președintele este slab, prost, primul ministru nu știu cum, parlamentarii prăpădiți, primarii hoți. Ce dracu, frate? Ce se întâmplă la noi? Da, și vorba domnului Fernea, ce au păzit instituțiile statului până acum, și de ce s-au permis să se ajungă la astfel de prejudicii? De ce n-au intervenit? Și presa ajută, nu vă supărați. Pur și simplu de o oră nepresați aici să spunem, de ce n-a fost Șova închis? De ce n-a fost? Pentru că nu l-au votat aia. Vom vedea, poate va fi închis. Eu nu vă presez, domnule primar, eu mă întreb dacă senatorii și-au dorit să-l protejeze pe Dan Șova, de ce nu l-au protejat din martie, să fi dat un vot pe bune? L-au protejat, dar n-au calculat bine. N-au calculat bine, nu le-au ieșit. Doamna Stella, mă iertați, domnul primar. Doamna Stella, totdeauna când se produc niște acumulări, când se forțează niște lucruri, excesul, la un moment dat, produce deranj. Și aici s-au forțat prea mult, prea mare presiune a fost asupra Parlamentului. Și eu am fost convins, credeți-mă, că am fost convins că va veni un caz, n-am știut eu de Șova sau care va fi, când totuși Parlamentul României își va aduce aminte că este instituția fundamentală a statului român și va pune odată piciorul în prag. Stați, bă, că nu voi sunteți, nu voi conduceți România. Departe de mine gândul să nu apreciez munca procurorilor, pentru că eu știu munca procurorilor și eu am lucrat cu procurorii foarte mulți ani la rând și știu ce răspundere poartă și ce muncă fac. Dar nu pot să fiu de acord cu abuzurile și din păcate să fac niște abuzuri de nici nu vă puteți imagina. Nici nu vă puteți imagina. Să știți că povestea cu dosare la comandă nu e o poveste. E o tristă realitate. Ceea ce e extrem de grav. Oare când noi condamnăm justiția aia comunistă, nenorociții aia, activiștii, nu știu ce? Doamna Stella, credeți-mă, am fost acolo, în sistem, și am avut răspundere. Niciun activist de partid n-a venit vreodată să spună domnul colonel sau domnul comandant sau știți, în dosarul ăla ar trebui dată scutare, soluție sau nu știu ce. Dar după 89, să știți că s-au găsit care au venit la mine, bineînțeles că i-am pus eu cum trebuia. Da. Acum vă spun cu toată responsabilitatea și sunt în măsură să dovedesc. Ne puteți spune cine a venit de-al noastră să facă presiuni pentru a obține o soluție? Un subprefect, dar n-are rost să-i pronunț numele, că nu merită. Ghicit. Era nepregătit, așa credea el că merge. Da, domnul Fernea... De fapt, uneori instituțiile, pe vremuri, pe vremea lui Ceaușescu, poate și după, nici nu trebuia să li se spună cum să procedeze. Simțeau care este pulsul. La fel cum, până la urmă, la un moment dat, cenzura nu mai funcționa în gloria ei de odinioară, fiindcă funcționa autocenzura. Știau scriitorii până unde se poate merge cu ideea de libertate. Și acum s-a produs
exact ceea ce am intuit eu că se va produce. Va veni un moment în care Parlamentul va spune, uite domnilor de la DNA, nu suntem de acord. E de partea noastră legea, aplicăm legea. Avem da, acest drept, lucru o aplicăm. L-am spus și eu, trebuia să decidă că nu dau aviz în martie, atunci când s-a solicitat acest aviz, se încheia o discuție, nu o tot lălăiam până în iunie. Da. Cred că asta nu înseamnă... Dar ce discutăm noi aici? Cred că asta nu înseamnă ceea ce a spus domnul Fernea, că de acum încolo nu vă atingeți de niciunul dintre ai noștri. A, nu, no. Nici vorbă, dar să fim serioși. O să fie și de acum înainte parlamentari care vor fi arestați. Pentru că, încă o dată, repet, depinde de ce fapte au comis și de împrejurările în care au comis acele fapte. Și este normal și firesc ca cei care au comis fapte foarte grave să răspundă pentru ele. Și inclusiv să se aplice măsura. Ce au fost mai grave faptele doamnei Udrea decât faptele imputate lui Dan Șova? O fi fost doamna Udrea criminală cumva? Deci cât știu eu din ce am citit în media și am văzut și eu, sunt mult mai grave faptele de... Eu cred că nu suntem noi cei chemați să analizăm probele dintr-un dosar sau altul, să analizăm vinovăția unuia sau altuia. Așa nici este. Parlamentul și nici Senatul nu are dreptul să facă acest lucru, domnule Fernea. Nu, bineînțeles. Parlamentul nu ei dau hotărâri. Dar de ce uitați? Au dat. Hotărâri judecătorești vorbesc. Bine, când au stopat ancheta în cazul Vosganian și Borbei... Deci, doamna Udrea pur și simplu i-a văzut pe parlamentar zero. Și i-a făcut praf și pulbere nu odată. Normal că n-au uitat oamenii. Nu cred că Șova sau Vosganean sau Borbei și-au permis așa ceva. Doamna Udrea fiind purtătorul de lance al domnului președinte, a aplicat niște lovituri zdravene parlamentarilor care nu s-au schimbat chiar așa în ultimii 10 ani. Și ăia n-au uitat aceste, Dacă ăsta e criteriul de aplicare... E un criteriu omenesc, nu spun că este corect și eu consider că doamna Udrea nu trebuie arestată pentru că mai e un aspect, trebuie să spunem și acest lucru. Nici parlamentarii, nici judecătorii nu se uită în dosar. Când judecă, cererea procurorului, ce să citești acolo? Sunt unii care au mii de pagini. Asta e, așa e. Parlamentul nu primește acest dosar. Ei judecă exact cum am spus. Crede că doamna Udrea trebuie arestată sau nu. Și ei spun că nu. Nu știu de ce facem atâta caz. Ei judecă cu inima și cu telefonul. Exact. Eu vreau să trec de la acest subiect, să nu rămânem aici. Domnul primar mă acuză că vă presez, dar văd că nu vreți să schimbăm subiectul. Spunea domnul Fernea de abuzurile care se întâmplă în ultima perioadă. Vreau să vă spun că se îngroașă rândurile celor care cer sau îi cer doamnei Livia Stanciu să demisioneze din funcția de președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție. Dumneavoastră, domnule Fernea, ce părere aveți? Ar trebui să demisioneze această doamnă în urma cazului Rarinca, femeia care a stat 6 luni în arest, ca apoi să fie achitată? Trebuia să-și dea demisia, știți când? Când a făcut acea teribilă afirmație că Înalta Curte de Casație și Justiție, organul suprem juridic al României, face parteneriat cu DNA-ul. Partener de nădejde. Această afirmație era de natură să nu mai pună picior o doua zi în sediul Înaltei Curți de Casație și Justiție. Iar ceea ce s-a întâmplat cu cazul acesta Rarinca, cel puțin în această fază, în care îl știm noi acum, pentru că înțeleg că se acționează pe toate canalele ca să-i descopere lui această Rarinca nu știu ce. Dar ceea ce știm până acum, că există o hotărâre judecătorească definitivă prin care se atestă faptul că nu a comis faptele care au fost imputate. Păi cine a făcut plângerea împotriva ei? Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție. Păi dacă această femeie a făcut o plângere mincinoasă pe baza cărei această femeie a fost arestată și 6 luni de zile privată de libertate, păi mai are ce căuta o asemenea persoană în fruntea justiției? Eu nu
nu condamnă instituția președintelui în altei curs de casație și justiție, să fiu bineînțeles. Dar eu condamn atitudinea persoanei, deci a doamna Stanciu. Eu despre ea vorbesc, nu despre președintele în altei curs de casație și justiție, ca instituție. După cum și procurorii care au făcut acea anchetă în regim destul de alert, înseamnă că n-au administrat probe decât împotriva acelei femei, nu și în favoarea femeii, așa cum îi obligă legea. Și acum am să fac o afirmație care eu am spus de foarte multe ori. Noi nu vom avea justiție corectă și vom mai trăi momente în care se vor produce abuzuri foarte grave, atâta vreme cât judecătorii și procurorii nu răspund pentru faptele, pentru greșelile lor. Adică orice funcționar public în țara asta, dacă a greșit, răspunde. Civil, contravențional, penal, nu știu, în funcție de gravitatea faptei. Dar judecătorii nu. Mergând pe principiul că, domnule, conștiința mea juridică mi-a spus ca să iau această decizie. Asta e, domnule, puțin. Dar dumneata, cum îți formezi conștiința juridică? Cum? Nestudiind un dosar? Ca să vă spun ceva ce vă surprinde. Ce o să vă surprindă. Trei complete de judecată, pe cele trei trepte de jurisdicție, n-au cunoscut niciun dosar. Și atunci, despre ce vorbim? Este extrem de grav ce se întâmplă. Este extrem când de grav răspunde, dacă așa stau lucrurile. Doamna, asta e foarte simplu. Este foarte simplu. Adică, într-un dosar în care oamenii sunt nevinovați și să iau decizii vădit ilegale, ar trebui analizat și să răspundă penal acel judecător pentru abuz în serviciu sau pentru neglijență în serviciu. Și atunci, dacă ar purta și ei această răspundere, atunci să știți că am avea justiție. Pentru că ar purta responsabilitatea, n-ar mai fi apărat de această sintagmă. Conștiința mea juridică mi-am format-o, nu știu cum ți-ai format-o, dacă tu nu cunoști dosarul. Da, domnule primar, ar trebui să demisioneze doamna Stanciu? După părerea mea... Având în vedere că dânsa a făcut această plângere împotriva doamnei Rarinca. Nu mă pricep eu la așa ceva, dar mi-a plăcut de domnul Ludovic Orban. Este singurul politician din tabăra liberală care a spus, stați un pic, e o problemă aici. Și toți au făcut front comun cu DNA în frunte că trebuie găsit ceva la Rarinca asta și scăpată doamna președintă, pentru că nu-i bine, n-a ieșit jocul. Ei, nu se face așa ceva, deci dacă noi avem pretenția că judecătorii nu greșesc sau procurorii, numai parlamentarii sprăpădiți și ceilalți politicieni, unde ajungem? Nu se poate, eu nu pot să concep că se poate trăi în halul ăsta mai departe. Ne-au mâncat unii pe alții aici. Da, domnule profesor? Pentru mine nu este limpede și cred că nici pentru opinia publică în integralitatea sa unde a fost eroarea. Îmi vine greu să cred că doamna Stanciu a prins la un moment dat boală pe oarecare Rarinca acuzând-o că a șantajat-o. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. Nu știu dacă șantajul a existat. Repet, dacă n-a existat, atunci de unde acel denunț pe care l-a făcut președinta în altei curți? Nu cunoaștem nici motivația. Eu cel puțin nu o cunosc, poate că între timp o fi fost făcută publică. Motivația pentru care instanța i-a dat câștig de cauză aceste doamne Rarinca. Poate să fie un viciu procedural. Poate să fie, eu prezum că doamna Stanciu de bună credință a făcut acel denunț. Dacă justiția a comis erori în fazele ulterioare, respectiv arestând-o
fără existența unor dovezi solide, va răspunde cel care a comis acele abuzuri. Nu cred că aceeași doamnă Stanciu ar fi obligat pe cineva să o aresteze. Cum va răspunde, domnule profesor? Oarecare responsabilitate morală, dacă șantajul n-a existat, sigur că ar trebui să aibă, dar acest lucru încă nu-l știm. Pe de altă parte, sunt de acord cu ceea ce a spus aici domnul Fernea, că ar trebui să existe și o răspundere a magistratului. Magistratul nu se poate deroba în exercițiul funcției sale de aceste răspunderi, tocmai pentru că ceea ce hotărăște el are o foarte mare greutate. Poate să distrugă vieți, poate să distrugă proprietăți. Ei ar trebui să răspundă inclusiv patrimonial. Mai ales că au reușit să își creeze un regim de oarecum privilegiat în ceea ce privește toate drepturile pe care le au în calitatea lor de salariați ai justiției. Cred că nu e cazul să ne repezim revenind la cazul Rarinca cu verdicte. Trebuie să vedem unde a fost eroarea și cine a fost vinovatul. Desigur, acest personaj are tot dreptul să dea în judecată statul român și să ceară compensații pentru perioada, pentru privațiunea de libertate la care a fost supusă și pentru alte daune morale. Și cred că acest lucru îl și face. Dar numai că, domnul profesor, acești bani care îi dăm noi drept daune lui Rarinca, în cazul Rarinca, depinde de suma. Îl dăm noi toți. Problema este... Problema este, domnule Fernea, că nu este vorba doar de cazul Rarinca. Domnul judecător CSM Cristi Danileț ne spune că în ultimii 9 ani au fost 599 de cazuri în care România a plătit pentru arest ilegal. Procedo. 599 de cazuri, din punctul meu de vedere, foarte mult. Așa cum spuneați, maestră, domnule Fernea, și 5 minute să stai în arest nevinovat este o problemă. Dar atunci... Dar vă dați seama, doamna Stella și stimați telespectatori, vă dați seama ce înseamnă, ce povară este pentru noi, pentru toți românii, pentru țara asta, pentru bugetul țării. Numai câte condamnări CEDO au fost. Da, dar 599 de oameni, parcă a zis, de arestări ilegale. Așa spune domnul judecător CSM. Și atunci, nu-mi dați dreptate când spun că trebuie să răspundă. Pentru că, din păcate, judecătorul și procurorul și medicul lucrează cu două din cele mai mari valori pe care le are omul. Sănătatea și libertatea. Cu asta n-ai voie să te joci. Nici 5 minute. Cu asta n-ai voie să te joci. Și atunci să răspundă cei care greșesc. Și medicul răspunde dacă au greșit? Sau așa să răspundă și judecătorul. Sau nu răspunde? Da, domnule Fernea, dacă n-ai voie să te joci cu libertatea, din punctul nostru de vedere, este corect sau nu ca opinia publică, mass media, politicienii să comenteze acțiunile procurorilor și pe cele ale judecătorilor? Ar trebui să comentăm sau nu? Dar de ce să nu comentăm? De ce să nu comentăm? Adică totul se comentează în țara asta numai ce fac puterea judecătorească. Aia nu-i voie. Trebuie să ne supunem, da? Avem dreptul. Ne supunem, sigur. Hotărârile judecătorești sunt executabile și ne supunem hotărârilor judecătorești. Dar asta nu înseamnă că nu avem vorbă. Păi atunci înseamnă că nu mai avem dreptul la opinie. De exemplu, și Traian Băsescu, acum că este persoană privată, are dreptul să comenteze, să condamne, să aprobe hotărârile instanței. Sigur că Ponta nu are dreptul. De ce? E o discriminare? Nu. Pentru că Ponta este șeful executivului și o imixtiune în puterea judecătorească de la înălțimea funcției sale executive...
Domnule profesor, judecătorul CSM are dreptul să comenteze acțiunile guvernului și pe cele ale Parlamentului? Nu. Judecătorul CSM poate să se pronunțe cu privire la numărul mare sau mic de ordonanțe de urgență date de guvernul Ponta? În principiu, nu. Păi și atunci, de ce nu poate, dacă totuși judecătorul își permite să comenteze, de ce nu și-ar putea permite și premierul să comenteze aceste acțiuni? Se pare că, într-adevăr, încă nu ne-am găsit cadența de, toată lumea comentează de societate despre orice democratică. Nu, nu se poate, nu se poate. După părerea mea, șefii puterilor în stat nu pot să se atace reciproc, fiindcă atunci se duce statul de drept. Da, domnule primar, putem comenta acțiunile procurorilor pe cele ale judecătorilor? De ce nu? După părerea mea, a comenta nu înseamnă că se poate schimba ceva. S-a luat o hotărâre, e condamnat cineva, eu pot să spun, după părerea mea, omul ăla e nevinovat. N-a reușit să-și demonstreze vina, stă în pușcărie. Câte cazuri nu sunt când au fost oamenii condamnați și n-au fost vinovați? Dumneavoastră spuneți de 500 și ceva de cazuri care au ajuns la CEDO. Dar câți nenorociți nu ajung acolo? 599 care au fost arestați ilegal, nu cei care au fost condamnată țara la CEDO pentru prostiile făcute de justiție. Domnul colonel, dar câți sunt care nu ajung să câștige? Sunt de mult mai multe ori, sunt zeci de mii. Categoric. Poate. Stați un pic, deci noi avem impresia că numai unul este fată mare, ceilalți toți sunt prăpădiți. Acum, nu știu, să nu cumva să se creeze că eu vreau să apăr neapărat guvernul, parlamentarii și să critic procurorii sau magistrații sau judecătorii. Din nefericire, încă o dată spun, este o presiune mare și asupra magistraților, și asupra parlamentului, și asupra guvernului, și asupra primarilor. Ne mâncăm între noi, instituțiile între ele. Toată lumea e prăpădit, toată lumea e nenorocit. Stați un pic, frate, noi trăim în țara asta. Ne băgăm în pământ până nu mai știm care cu cine. Consider eu că există deja o vânătoare de vrăjitoare și încercăm să demonstrăm că noi suntem cei mai mari hoți din lume, nu din Europa. Și păi se exagerează. Păi suntem destul de buni. Nu cred, domn profesor. Nu cred. Nu, eu cred. Am căzut cu toții de acord că avem dreptul sau că oricine are dreptul să comenteze pe marginea acțiunilor procurorilor și pe întrebarea mea, ziariștii au voie să comenteze hotărârile judecătorească. Și eu v-am întrebat acest lucru, doamna Stella, ce-i critica de fapt? După toate teoriile socialiste, democrații, cum or fi ele, critica este o armă de îndreptare. Dacă e constructivă și făcută ca lumea. Păi cum să îi îndreptăm noi pe ăștia care greșesc dacă n-avem voie nici să discutăm nimic despre ce fac ei? Vreau să vă spun că nu știu dacă neapărat îi criticăm sau dacă analizăm ce se întâmplă în justiție, ce se întâmplă în politică. Domnul profesor spune că premierul Victor Ponta n-are dreptul să analizeze acțiunea justiției. Referitor la cazul Rarinca, premierul se întreba retoric, ați văzut ce pățesc judecătorii de la Curtea de Apel care au achitat-o pe doamna Rarinca? Le-au scos stenograme. Vă dați seama că judecătoarele de la Dragnea, dacă cumva îl achitau, cred că erau și arestate? Domnilor, se fac presiuni asupra magistraților pentru a aresta sau a nu aresta, pentru a da unele soluții sau a nu da unele alte soluții, domnule primar? Da, se fac și dintr-o parte și din alta. Ne împingem în noroi până nu ne vom vedea. Unii pe alții. Și apoi, ce va fi, nu știu. Au primit magistrații sau au simțit magistrații din România presiuni pentru a pronunța o hotărâre de condamnare, fie ea și cu suspendare, în cazul domnului Dragnea, domnule Fernea? Nu mă pot pronunța. Nu mă pot pronunța tot din aceleași considerente. Nu cunosc dosarul. Decât știu ce se comentează prin presă, la televiziune, în media, dar nu cunosc dosarul. Deocamdată, cazul Dragnea este în primă fază de jurisdicție, deci a fost judecat pe fond, mai are încă două căi de atac. Să vedem în final ce se va întâmpla.
Dar asta, bineînțeles, hotărăște de acum justiția. Da, domnule profesor, cu privire la declarațiile premierului, tot astăzi fostul președinte Traian Băsescu a reacționat, spune că USL încă trăiește și urmărește distrugerea justiției, se continuă lovitura de stat cu finalitate punerea sub control a justiției de către USL. Există, din punctul nostru de vedere, o înțelegere între foștii peneliști liberali și Călin Popescu Tăriceanu? Despre o astfel de înțelegere vorbea la un moment dat, săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, și domnul Lăzăroiu, fostul consilier județean. Nu cred că afirmațiile fostului președinte se justifică la toate capitolele. Chestiunea cu USL trăiește mi se pare mai degrabă o figură de stil. Sigur, ea se bazează pe o anumită solidaritate de interese și idei pe care le-ar putea nutri vechii combatanți în care au defilat sub steagul acestui USL. O anumită nostalgie, o anumită dorință de a reînvia niște momente de glorie, așa, tot în spirit nostalgic, dar cred că la ora actuală cele două mari partide, respectiv PSD și PNL, au interese diametral opuse și deci n-are cum să se mai păstreze acest USL. Sigur că rudimentul pe care îl reprezintă Tăriceanu, Călin Popescu Tăriceanu, nu poate să țină loc într-o ipotetică alianță actualului PNL. Conivență însă de interese pot să existe pe anumite paliere. Aceasta, ceea ce afirmația lui Traian Băsescu poate fi interpretată, și eu așa o interpretez, mai degrabă ca un soi de încercare de a construi o rampă de lansare pentru o forță alternativă, cum ar fi PMP sau, la rigoare, chiar PDL, care să-l aibă în frunte pe fostul președinte, care a spus la un moment dat că nu va ieși din politică sub nicio formă. Cam acesta este. Da, domnule primar, acțiunile USL urmăreau distrugerea justiției, spunea fostul președinte Traian Băsescu. Ce urmărea Traian Băsescu atunci când a vorbit despre justiție, atunci când a criticat justiția în cazul doamnei Udrea? Domnul președinte se vrea să se laude că el a construit această justiție independentă. În schimb, a constatat chiar la sfârșitul mandatului că nici serviciile și nici justiția nu acționează cum ar dori dânsul. Și și-o dat seama că s-au scăpat hățurile și spune dânsul: eu am dreptate, eu am voie să-i critic și ceea ce fac ei nu este în regulă. După părerea mea, USL-ul a funcționat cum a funcționat și sunt foarte curios cum va funcționa noul PNL. Deci, da, sunt niște alianțe care eu nu consider naturale. Nici USL-ul, când era format din liberal și PSD, și nici PDL-ul cu liberalii. Pentru că a construi un partid puternic, cum se vrea, de dreapta, dintr-un partid democrat care era în jur de 10% când a crescut, când a câștigat alegerile, a fost, după părerea mea, o excepție, și un partid liberal tot sub 20% și să se facă acum o opoziție la un alt partid, și anume PSD-ul, care totdeauna a fost peste 30%,
Este o încercare. Dar această construcție PNL nou, sau nu știu cum să-i spun, trebuie să țină până la sfârșitul anului viitor, când vor fi alegerile. Și asta ar trebui să fie preocuparea, zic eu, al politicienilor, să vadă dacă are bază, are fundament PNL-ul ăsta. La sate, adică la comune, la orașe, la județ sau la nivel național, are consistență, pentru că când auzi un lider liberal din partidul vechi, Atanasiu, spunând că gata, îi terminăm, ei sunt nimeni în lume, venim noi. Ce să mai crezi despre acest partid care credem noi că este monolit? Nu, eu nu cred că sunt un monolit și nu cred că trebuie să stea liniștiți în ceea ce privește câștigarea alegerilor. Dacă nu reușesc să treacă peste niște ranchiune sau niște ambiții din astea, au nicio șansă. Sectare. Bineînțeles că Băsescu caută o breșă acum. Știe și el că are șansă să aducă înapoi unii pedeliști nemulțumiți, care nu se simt bine în acest partid național-liberal. Și Băsescu are toate șansele ca până la sfârșitul anului viitor să facă un partid de până la 10%. Așa e. Și asta e scopul lui. Deci, adversarii lui Băsescu nu este PSD-ul, eventual Ponta. Și va lovi numai în Ponta. Dar adversarii lui Băsescu este PNL-ul. Da. Vreau să mai adaug ceva. Ați spus că justiția... În sfârșit, probabil nu-i mulțumit cu ce a ieșit. E o zicală, nu? Revoluția își devorează proprii copii. Exact. E o chestiune care s-a adeverit în timpul Marii Revoluții franceze. Și la orice revoluție. În cazul nostru, justiția este cea care a fost târnită și care devorează acum inclusiv pe cei care au eliberat-o din chingi. Nu știu, sau cineva ne consideră chiar naive așa. Să vii să faci declarații publice, tu, fost președinte al României, care aproape în fiecare seară, la ora 8.30, adică 18.30, venea la televizor și dădea ordine. Cine a avut cap să înțeleagă, a înțeles. Și spunea clar. Dădea ordine procurorilor. Ăla trebuie așa, ăla trebuie cercetat, ăla trebuie. Vă aduceți aminte? Și nu un caz. Nu. Câte au fost? Nu ne aducem. Păi când... Eu nu mi-aduc aminte. Domnule Chestor, nu-i bine. Și a doua zi procurorii au fost pe Chestor. Ăsta e unul. Dar câte din astea? Dar această afirmație că vrea Ponta să distrugă justiția. Dar explică, omule, cum se poate distruge o instituție a statului. Cum? Că așa să facem, nu, afirmații de dragul că așa să dăm cu pietre în cineva, pentru că nu suntem pe același palier politic. Sau nu suntem unii la putere și alții, suntem în opoziție. Dar noi atâta vorbim în țara asta, că dacă am și muncit pe cât vorbim, țara asta ar fi extrem de departe. Dar vorbim și aruncăm niște vorbe din astea grele. Nu-i bine nimic ce să faci. Acum nu-i bine că s-a redus TVA-ul. Nu-i bine că te-ai dus la magazinul de pâine și ai dat până ieri 3 lei 30 de bani pe pâine și acum dai 2,70. Nimic nu-i bine. Nu știu, unde vrem să ajungem? Că ar fi normal și firesc. Așa cum haideți se întâmplă... că vedem puțin mai târziu unde vrem să ajungem, dar înainte de a închide acest subiect, Livia Stanciu, aș vrea să vă supun atenției întrebarea domnului Cristoiu. Cu ce și pe cine șantajează Livia Stanciu ca să rămână mai departe președinta în altei curs de casație și justiție? Ce părere aveți? Dacă îmi permiteți, se insinuează de către domnul Cristoiu, eu sunt un mare admirator al dânsului, faptul că inclusiv președintele a fost la mâna ei prin luarea acelei hotărâri prin care curtea a soluționat cazul de incompatibilitate. Și am mai citit ceva ce a spus domnul Cristoiu. Oare doamna Chioveși
nu este tot în mâna doamnei președinte. Oare cei de la SRI nu sunt tot la mâna ei? Și ea, probabil, dacă n-are ce să piardă, o să spună, stați puțin, fraților, dar când am negociat treaba asta, ați uitat? Și pune pe masă niște lucruri foarte, foarte incomode pentru unii sau unele instituții. La asta se referă domnul Pistoi. Da, domnule profesor, iar doamna Livia Stanciu la mână pe unii șefi de instituții, pe unii... Nu aș vrea să mă hazardez în supoziții. Poate că prin natura funcției pe care o are, este chiar foarte probabil să cunoască niște lucruri pe care noi doar le bănuim sau le intuim. Ceea ce vreau să spun, că așa, în plan personal, mie acest personaj îmi produce oarecare încredere. Mi se pare că este o femeie puternică. Cine, doamna Livia Stanciu? Da. În pofida acestui episod despre care încă nu sunt edificat și cred că nu este chiar așa cum se povestește. Cred că șantajul, încercarea de șantaj... Domnule profesor, v-a produs aceeași încredere și în momentul în care doamna Rarincă a fost reținută în baza unui mandat, unei ordonanțe de reținere pentru 24 de ore și doamna Livia Stanciu, înainte să aștepte ca o instanță, un judecător de drepturi și libertăți să se pronunțe cu privire la arestarea sau nu, a dat acel interviu în care vorbea de șantaj. Oare nu dând acel interviu a creat într-un fel sau altul presiuni pe judecător ce soluție să pronunțe? Posibil, ceea ce îmi place însă... N-ar fi trebuit ca doamna Livia Stanciu, mai mari, șefii justiției, cei care ne cer nouă muritorilor de rând, să nu facem presiuni pe instanță, să nu comentăm hotărârile instanței, să se abțină în primul rând ei și apoi să ne ceară nouă să facem același lucru? Repet, sau încerc să spun, îmi place de ea pentru că o bănuiesc o femeie puternică, o femeie care a avut curajul să încalce niște tabuuri și să dea niște decizii pe care alții s-ar fi îndoit, n-ar fi avut curajul să le producă la un moment dat. Tot aceeași încredere ați avut-o în dânsa și când a fost că procuror de nădejde, a declarat că este partener de nădejde. Da, sigur că la un moment dat, puterea nou dobândită poate să te facă să derapezi ușor de la linia cea mai corectă pe care trebuie să o urmezi. Poate și în acest caz este evident că sunt două greșeli. Două greșeli, cele care le-ați menționat, nu trebuiau să se întâmple. Însă de aici până la a solicita demisia, cred că ar mai fi un parcurs de gândire. Da, domnule Fernea? Mie nu-mi place. Cu ce și... Spre deosebire de un profesor, mie nu-mi place această... Ce părere aveți de întrebarea domnului femeie? Cristoiu? De... Nu-mi place, am văzut-o în câteva interviuri. În primul rând este arogantă. Și aroganța este dată totdeauna de putere și de folosirea discreționară a puterii. Deci nu îmi place așa și eu mi-am spus punctul de vedere vis-a-vis de dânsa, trebuia să-și dea demisia imediat după acea declarație total nefericită, pentru că nu poți să spui, dom'le, a fost o greșeală omenească. Putea fi o greșeală de exprimare. La nivelul respectiv, la nivelul respectiv, dacă nu ești în stare să vorbești ce trebuie, mai bine nu te duce să vorbești atunci. Decât să spui asemenea enormități și să rămâi în continuare pe post. Ca să nu vorbesc de aspectul ăsta alalt. Domnul profesor zice că încă nu sunt clare lucrurile, nu știu ce. Eu n-aș zice că nu sunt clare atâta vreme cât o instanță de judecată a decis. Este nevinovată și a dat o hotărâre judecătorească definitivă.
Domnule, și atunci ce să fi, ce să fi fost la originea? De ce Livia Stanciu a avut ea boală la un moment dat să o inculpe pe Rarinca? Există o explicație? Ce am înțeles? Că această femeie a lucrat timp de 12 ani la familia asta, Stanciu. Și că această familie îi era datoare cu o sumă de bani. Soțul lui doamna Stanciu, Dumnezeu să-l ierte, a murit. Și doamna Stanciu, când asta i-a spus, doamnă, dar sunteți dator cu o sumă, nu știu, vreo 3.000 de euro sau cât e suma. Nici de cum discuție, nu se punea problema. Când a pus această problemă, a refuzat să dea banii. Probabil că în acele împrejurări femeia putea să-i spună, doamna Stanciu, păi dacă dumneavoastră nu vreți să-mi dați mie banii, păi stați că nu stau nici eu cu mâinile în sân. O să fac și eu ce trebuie să fac, pentru că lucrând 12 ani lângă dumneavoastră aici, știu anumite lucruri. E, dacă ăsta este șantaj... Stați un pic. Eu nu comentez faptul că acea femeie a făcut șantaj sau nu. Nici nu are importanță cauza în speță. Dar din moment ce instanța a cărui cel mai mare șef este doamna Stanciu, spune că, doamnă, n-ai avut dreptate, ai o problemă, dar o mare problemă. Deci, dar observ că, în anumite împrejurări acordați credit nelimitat instanței, în altele... Dar stați un pic, instanța nu ne lasă să facem altfel. Deci, nimeni nu trebuie să condamne pe doamna președintă pentru faptul că s-a judecat cu această femeie. Și eu am convingerea că doamna președintă a fost șantajată, așa ca și persoană fizică. Dar n-are importanță ce cred eu. Nici faptul că ea e nevinovată, dar a pierdut un proces și ea e președintă. Că dacă n-ar fi președinta în altei curți, n-ar fi nicio problemă. Ar putea rămâne judecătoare. Dar e președinte unei instanțe. Domnule primar, de când sunteți primarul municipiului Carei, au fost persoane, locuitori ai municipiului Carei, care v-au spus, dacă nu faci ceva, mă duc și dau în presă, nu știu ce. Nu. Nu s-a întâmplat niciodată? Nu s-a întâmplat pentru că n-aveau ce. Deci nu m-am compromis cu nimeni. Mai există și procesul, nu e definitiv încheiat, mai există și posibilitatea. Dar este definitiv încheiat. Există procesul. Posibilitatea revizuirii, vă rog. Să revizuirea, asta este cu cântec. Trebuie să fie motive foarte bine întemeiate. Ori faptul că doamna Stanciu, Livia Stanciu, în calitate de președinte al înaltei curți de casație și justiție, ar fi avut o discuție de un minut cu una din cele două doamne judecători care au pronunțat sentința atunci când această doamnă ar fi vrut să ajungă judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, nu este un motiv care să determine revizuirea procesului. Doamna Stanciu, dacă a bănuit că această doamnă judecător este supărată pe ea și va da o soluție împotriva ei, ar fi trebuit să o recuzeze în momentul în care procesul era pe rol. Nu acum, după ce s-a dat o astfel de sentință. Apoi, strigător la cer, domnule profesor și domnilor, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie declarația domnului judecător Cristi Danileț, judecător CSM, care ne spune că o persoană achitată nu înseamnă că este nevinovată. Dar ce înseamnă, domnilor, atunci? Ce înseamnă? Spuneți-mi mie. Ce înseamnă? Poate să însemne că nu s-au găsit suficiente probe. Dar credeți că judecătorii au dreptate? Vă înșelați. Ei judecă. Dreptatea e sus. Câte crime, câți criminali n-au scăpat în baza unor lipse unei dovezi? Miliția, deci toată lumea era convinsă. Miliția câte dosare a făcut și toți lucrătorii erau convinși că ăla e făptașul. Dar judecătorul a zis nu. De-aia spun că să nu cumva să fim naivi și să credem că dreptatea obținem prin justiție. Acum dați-mi voie să și apăr judecătorii, pentru că nu putem să au greșit doamna Stanciu sau nu știu cine și
îi băgăm pe toți, iertați-mi expresia în aceeași ordine. Dar nu-i băgăm, domnule Sernea, tocmai că nu-i băgăm. Foarte mulți judecători, foarte mulți judecători, sunt oameni deosebiți, corecți, își fac treaba absolut deloc ușoară, o treabă extrem de dificilă care au ei și poartă o răspundere uriașă. Și majoritatea judecătorilor își fac datoria. Dar, din păcate, sunt judecători care au acceptat o anume conduită impusă. Am văzut, domnul Fernea, și judecători care au primit mită și au ajuns după gratii, chiar pedepse cu exemplare au fost date în astfel de cazuri. N-a venit timpul să vorbesc. Dar aș avea ce vorbi. Păi vorbiți, că mai avem câteva minute să... Nu este încă timpul. Prelungim emisiunea, domnule Fernea, dacă... Dacă eu aș spune câte lucruri știu și care sunt așa, nu poveștile lui Fernea, inventate de Fernea, că mi-asum responsabilitatea când spun ceva, dacă aș spune tot ce știu, s-ar cruci, primii care s-ar cruci ar fi judecătorii. Da, domnilor, în această situație, domnule profesor, trebuie să avem încredere atunci când mergem în fața justiției, să avem încredere că vom găsi acolo dreptate și că ni se va face dreptate sau mai puțină dreptate. De principiu ar trebui să credităm justiția. În pofida unor fapte care ar putea eventual să contrazică acest punct de vedere. Pentru că, până la urmă, ei sunt ultima instanță pământeană. Mai departe de ei este doar Dumnezeu. Să credităm justiția, ne spuneți acum, dar dumneavoastră sunteți cel care pune sub semnul întrebării sentința dată în cazul doamnei Rarincă. Sigur că da, nu, nici justiția precum oricare alte instituții și oricare alte persoane nu este infailibilă. Erori se pot produce cu voie sau fără voie. În cazul de față, eu, neposedând dosare și documente care să argumenteze, m-am exprimat doar în spiritul a ceea ce cred și simt eu. Posibil să mă înșel, după cum este posibil ca și unii judecători să se înșele în evaluările lor. În primul rând pentru că poate n-au suficient timp fizic să cerceteze cu aplecare toate cauzele. Poate pentru că și ei sunt supuși unor influențe, noi presiune ale opiniei publice, ale presei, deși n-ar trebui să se lasă. Domnule profesor, din punctul nostru de vedere, ce sau cine, mă iau și eu după domnul Cristoiu, i-a determinat pe acești judecători să-i dea câștig de cauză doamnei Rarinca împotriva președintei în alte curți de casație și justiție? Oare acești judecători să nu se fi gândit că cazul Rarinca va fi pus sub lupă de toată lumea, de clasa politică, de mass media și de toți? Păi, de exemplu, ar putea fi o situație imaginară, nu știu concret. Ar putea fi faptul, de pildă, că șantajul nu poate fi probat. Sau nu poate fi probat în chip convingător. Păi dacă nu poate fi probat, mi se pare normal ca persoana să fie achitată. Atâta timp cât o infracțiune poate fi probată, este normal să fie achitată. Așa este. Persoana, domnule Fernea, nu sunteți indubio de acord cu mine? Adică avem noi bănuieli că acea persoană ar fi comis nu știu ce, dar nu avem probe și o băgăm după gratii. Este... Toate dubiile sunt în favoarea celui cercetat. Exact. Toate dubiile. Dar ceea ce spuneați dumneavoastră cu cele două judecătoare care au avut curajul nu vine decât să confirme ce am spus eu mai înainte, că sunt mulți judecători în țara asta corecți și care își fac datoria. Mă gândesc că și aceste două judecătoare au mers chiar pe conștiința juridică bine formată, au cunoscut dosarul și conștiința lor juridică nu le-a permis ca să dea o hotărâre favorabilă doamnei președinta în alte curze. Dar ce s-a întâmplat la instanța de fond, domnule Fernea? Și acolo toți judecătorii au pronunțat o condamnare cu suspendare, e adevărat, dar totuși e o condamnare.
în cazul doamnei Rarincă. Deci cineva a greșit. Lucrurile nu sunt atât de nete. Lucrurile în justiție, după cum vedem și în filme, nu sunt atât de clare. Nu e alb și nu e negru. De multe ori este gri. Și faptul că într-o anumită împrejurare unii judecători au văzut mai mult culoarea neagră și într-o fază ulterioară au văzut culoarea albă, este o chestiune. Cât de gri este, domnule primar, în situația fostului primar al sectorului 6, când prima instanță l-a achitat ca apoi să fie condamnat la 8 ani cu executare? Cât de gri, de ce gri și negru putem să vorbim de la achitare la 8 ani cu executare? E o cale lungă. Asta vreau să spun. Nu există perfect nici justiția, nici parlament, nici alții. Ar trebui să acceptăm ideea și să nu ne mai omorâm între noi. Trebuie judecat fiecare caz în parte, fără presiuni politice, fără tabere, și atunci nu va fi nicio problemă. Până ne vânăm unii pe alții, justiția pe parlamentari, parlamentarii fac front comun și nu lasă justiția, nu va fi treabă. Dar credeți dumneavoastră că în alte țări, eu văd ce e în Ungaria, nu există cazuri de corupție? Ați auzit ceva dumneavoastră? Nimic. Nu așa se face ce facem noi. Corupția trebuie oprită prin legi. Să nu poată ajunge respectivii funcționari sau politicieni sau primari să poată fura. Și atunci nu va fi nicio problemă. Nu trebuie lăsate niște portițe și porți. Trebuie făcute legi ca lumea și atunci n-ai cum să furi. Dar la noi, încă o dată spun, ne vânăm unii pe alții și ne ocărâm ca la ușa cortului. Asta mă deranjează pe mine. Și nu cred că știți unde au greșit doamna președintă prima dată? Când a deschis acest proces. Deci eu, ca președinta acestui for, deschid un proces cu o nenorocită și sunt convins că se pune un mare semn de întrebare. Oare instanța care a achitat pe doamna Rarincă n-a vrut să o înfunde pe președintă? Da. De unde știm noi treaba asta? Deci de-aia spun, atâtea întrebări se pun aici. Doi judecători împotriva unui sistem, domnilor. Da, ne vânăm unii pe alții, ne spune domnul primar Covaci. Punem punct acestei emisiuni aici, nu înainte, domnule Fernea, de a vă cere să ne promiteți, dacă vreți, că atunci când veți simți că a sosit momentul și vreți să faceți acele dezvăluiri, le veți face aici în studioul Informația TV. Am scris o carte și acum fac public pentru prima dată acest lucru, dar care e numai în fază de manuscris. E scrisă de vreo 3 ani. Dar mă mai gândesc dacă o să o public, dar dacă nu o să o public, promit că am să o predau arhivelor, ca cei care vor veni după mine să ne dea și nouă înainte o copie. Să cunoască niște lucruri, să cunoască niște lucruri așa cum au fost ele. Cum au fost ele. Da, eu deci veniți la Informația TV să ne povestiți ce știți în momentul în care veți simți nevoia să faceți publice acele date. Eventual vin, dacă mă chemați la dezbateri, vin să vă spun despre premiile care le-a mai luat fiica mea în materie muzicală, cu tot dragul. Da, succes fiicei dumneavoastră, vă mulțumesc că ați răspuns invitației, vă așteptăm și cu alte ocazii. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Informația TV, postul de televiziune care arată că se poate spune lucrurilor pe nume. O seară minunată vă doresc!